La sfârșitul primului război mondial, prin semnarea armistițiului cu delegații puterilor Antantei, Germania a recunoscut înfrângerea militară suferită. Sub presiunea valului revoluționar, declanșat de revolta marinarilor din portul Kiel, împăratul Wilhelm al II-lea a abdicat și s-a refugiat în Olanda la 10 noiembrie 1918. Socialdemocrații germani au constituit în aceea zi un nou guvern, Consiliul Împuterniciților Poporului, în frunte cu Friedrich Ebert. Noul guvern a proclamat Reichul German Republică Liberă. Socialdemocrații vor ține în perioada imediat următoare balanța puterii între conservatori și radicali, între armată și comuniștii din gruparea Spartacus. Într-adevăr, la sfârșitul lunii decembrie 1918, la Berlin, s-a constituit Partidul Comunist German, nucleul său fiind alcătuit din Karl Liebknecht și Rosa Luxemburg, care se aflau în fruntea grupării Spartacus, ce s-a situat pe poziții sectariste. Aceasta a boicotat alegerile pentru adunarea constituantă, a refuzat să colaboreze cu sindicatele. În vederea consolidării pozițiilor sale, Consiliul Împuterniciților Poporului a trecut la acțiuni ferme. Au fost arestați și uciși liderii mișcării comuniste pe care i-am menționat anterior, Liebknecht și Luxemburg, iar comuniștii au ajuns în ilegalitate. În aprilie 1919, o altă tentativă de a declanșa o revoluție s-a produs în Bavaria, dar a eșuat și de această dată. În ianuarie 1919 au avut loc alegeri pentru adunarea națională constituantă. Acestea au fost câștigate de Partidul Social Democrat cu 37,9% din voturi, urmat de Partidul Popular Creștin de Centru cu 19,7% și de Partidul Democrat German, liberal de stânga, cu 18,5%. Aceste partide vor fi cunoscute de acum înainte drept Coaliția de la Weimar. Acestea vor pierde însă în cadrul primelor alegeri parlamentare din 6 iunie 1920 o treime din voturile obținute în anul anterior, prilej cu care comuniștii vor intra pentru prima dată, deși cu un scor modest, în Parlament. La ședința din 11 februarie 1919, Friedrich Ebert a fost ales în funcția de președinte al Germaniei 1919-1925, iar conducerea guvernului a fost încredințată lui Philipp Scheidemann. În orașul Weimar, ulterior mutându-se în capitală, adunarea națională a Germaniei a adoptat Constituția, document cunoscut îndeopște drept Constituția de la Weimar, 11 august 1919, iar suprastructura politică instituită, Regimul de la Weimar sau Republica de la Weimar, un sistem republican federal de guvernământ bazat pe această nouă Constituție. Potrivit legii fundamentale, Germania era o republică parlamentară. Parlamentul, denumit Reichstag, a devenit organul legislativ suprem. Constituția consfințea drepturile și libertățile democratice ale cetățenilor. Sistemul constituțional prevedea împărțirea puterii, în ciuda rolului important pe care îl deținea Parlamentul în arhitectura politică a Germaniei. Cancelarul și cabinetele depindeau de majoritatea parlamentară, dar, în contrapartidă, era creată și o contrapunere, președintele. Acesta era ales direct de popor, legitimat pe cale proprie și înzestrat în caz de criză cu puteri discreționare, inclusiv de a anula pe o durată determinată drepturile fundamentale în întregime sau parțial. Președintele era de asemenea șeful armatei.
În Germania s-au constituit sute de societăți militare și civile, organizații, partide ce exprimau opinii extremiste, uneori chiar revanșarde. În 1919 a fost creat Partidul Muncitoresc Național Socialist German, NSDAP, în fruntea căruia ceva mai târziu se va situa Adolf Hitler. Naziștii propovăduiau teoria pseudoștiințifică a inegalității raselor umane și a superiorității rasei ariene, rolul deosebit al germanilor în Europa și în întreaga lume. În viziunea lor, Germania trebuia să lupte pentru a-și ocupa un loc sub soare, să reunească toți germanii într-un singur stat bazat pe principii rasiale. Statul urma să fie condus de Führer, iar în plan extern germanii trebuiau să se răzbune pe Franța, apoi să-și lărgească spațiul vital pe seama Europei de Est și Sud-Est. Începând din 1921, Germania a trebuit să plătească reparațiile de război. La sfârșitul anului 1922 a cerut să îi se ofere un moratoriu în privința achitării acestora. Acțiunile francezilor și belgienilor din bazinul Ruhr și regiunea Rhinului au agravat situația economică și financiară. Guvernul Wilhelm Kuno a inițiat o politică de rezistență pasivă față de intervenția militară franco-belgiană. Confruntat însă cu adâncirea crizei interne și agravarea situației economice și financiare a Germaniei, acesta și-a depus demisia la 12 septembrie 1923. Criza economică a atins apogeul în toamna anului 1923, când inflația a distrus aproape toate economiile populației. Preluarea funcției de cancelar de către Gustav Stresemann a fost impusă de necesitatea numirii unui politician care să fie pregătit să ia decizii dificile în încercarea de a rezolva situația economică a Germaniei. Guvernul Stresemann a micșorat cheltuielile guvernamentale și a creat o monedă nouă, Rentenmark, pe 15 noiembrie. Rezultatele au fost imediate. Inflația s-a oprit, moneda s-a stabilizat. Realizările au fost percepute bine și pe plan internațional, aliații admițând să analizeze situația financiară a Germaniei. Așa a apărut planul Dose, care a redus cifra reparațiilor și a corelat-o cu capacitatea economică a țării, fixând totodată condițiile acordării unui împrumut internațional. Stabilizarea economică s-a datorat ajutorului financiar acordat de Statele Unite ale Americii și de alte țări occidentale. Planul Dose prevedea acordarea de credite, împrumuturi, investiții de capital în scopul restabilirii potențialului industrial al Germaniei, precum și eșalonarea plății reparațiilor. La renașterea potențialului economic al Germaniei și-a adus contribuția și Uniunea Sovietică. La 16 aprilie 1922, la Rapallo, a fost semnat Tratatul de Colaborare Economică Sovieto-German, ce a marcat ieșirea din izolare a ambelor țări. Ajutorul dat de conferința de la Londra din iulie 1924 ca Germania să primească un împrumut de 800 de milioane mărci aur a avut efecte benefice asupra economiei și finanțelor țării. Emiterea noii monede, Reichsmark, ce s-a definit prin raportarea la etalon aur, a dus la stabilizarea economiei și a finanțelor. Între anii 1924 și 1929 s-au făcut investiții de 40 de miliarde de mărci. S-au aplicat măsuri de raționalizare a producției. Sistemul de muncă a fost de asemenea modernizat. Șomajul și conflictele s-au diminuat, iar nivelul de trai s-a îmbunătățit ca urmare a creșterii salariilor.
Producția industrială a crescut, trecând de la indicele de 64 în 1924 la cel de 100 în 1928. La această dată, Germania ajungea pe primul loc în lume în privința producției în domeniul chimiei, industriei electrice, industriei optice. După modelul holdingurilor din Statele Unite, și în Germania s-au conturat așa numitele concernuri, legate între ele prin participarea financiară, așa cum au fost grupurile Siemens sau Krupp, care aveau sute de mii de angajați. Fenomenul de cartelare, care a vizat împărțirea piețelor, este vizibil și în economia germană, prin Kohlen sindicat cartel al industriei carbonifere și cartelul oțelului, realizat în anul 1926 de siderurgiști germani, francezi, luxemburghezi și belgieni. Republica a supraviețuit și loviturilor de stat organizate de dreapta, precum cea lui Wilhelm Kapp din 1920, care a durat 4 zile. În noiembrie 1923, la München, Adolf Hitler și generalul Erich von Ludendorff au încercat să dea o lovitură de stat. Ei intenționau să organizeze un marș spre Berlin, dar forțele de ordine au respins din fașă această tentativă. Puciul de la Berărie, așa cum s-a numit acesta, a eșuat. Criza economică mondială a avut urmări deosebit de grave asupra economiei germane, care depindea de investițiile străine. Producția s-a oprit. Statul și orașele au intrat în criză financiară. Numărul șomerilor a crescut de la 1,6 milioane, cât erau în octombrie 1929, la 6,1 milioane, cât i-au ajuns în februarie 1932. Veniturile salariaților s-au diminuat. Salariul săptămânal s-a redus de la 42,20 de mărci în 1929 la 22,10 mărci în 1932, adică aproape la jumătate. Numeroase bănci au dat faliment și guvernul a fost nevoit să închidă provizoriu toate instituțiile de credit. În mediul rural, din cauza scăderii cererii mondiale de bunuri, criza s-a accentuat simțitor, conducând la o sărăcire generalizată. Mulți fermieri au fost nevoiți să-și părăsească pământurile pe care le dețineau de generații. În urma alegerilor din 1928, s-a format guvernul de coaliție Hermann Müller, care a legiferat ziua de muncă de 10 ore, a mărit impozitele, tarifele la gaze și electricitate, a redus cheltuielile sociale și a sporit alocațiile militare. La 27 martie 1930, guvernul Müller și-a depus demisia. Următorul guvern al cancelarului Heinrich Brüning, liderul Centrului Catolic, a fost tot o coaliție. Acesta și-a propus să depășească efectele crizei economice prin mărirea impozitelor, reducerea cheltuielilor guvernamentale, alocațiilor de șomaj, a salariilor funcționarilor. Măsurile guvernului au fost impuse cu ajutorul unei ordonanțe, întrucât Reichstagul a respins bugetul în iulie 1930. În Parlament s-a votat pentru retragerea ordonanței. S-a ajuns astfel la o criză politică, guvernul solicitând organizarea de alegeri anticipate în septembrie 1930. Scrutinul a avut loc într-o stare de tensiune. Pentru apărarea Republicii s-a lansat formula mai bine Brüning decât Hitler. Naziștii au obținut totuși 18,3% din voturi, iar la alegerile din 31 iulie 1932 numai puțin de 37,3%. Concomitent, sporuri semnificative au înregistrat și comuniștii. Brüning și-a menținut postul de cancelar, dar
a remaniat guvernul. A continuat politica deflaționistă. Prin celelalte măsuri politice a facilitat slăbirea decisivă a Reichstagului și apariția naziștilor ca forță politică națională. Nemai fiind susținut de președinte, la sfârșitul lunii mai 1932, Brüning a fost nevoit să-și prezinte demisia. S-a format cabinetul condus de conservatorul von Papen. Acesta a fost considerat guvernul marilor proprietari de pământ și industriași, fiind denumit în epocă cabinetul baronilor. Noul guvern s-a orientat spre modelul corporatist italian cu intenția de a se crea statul nou bazat pe un regim naționalist, autoritar și antiparlamentar. Confruntat cu o moțiune de neîncredere în septembrie 1932, a propus un program de luptă, încercând să dizolve parlamentul cu sprijinul armatei și al poliției. Nemai bucurându-se de sprijinul cercurilor prezidențiale, a predat în decembrie 1932 funcția de cancelar generalului Kurt von Schleicher. Generalul a încercat o politică de reconciliere, dar manevrele sale n-au avut efectele dorite și au creat chiar un sentiment de neîncredere. În stradă aveau loc ciocniri violente între forțele parlamentare. În martie 1932 au avut loc alegeri prezidențiale, unde a fost ales pentru un al doilea mandat feldmareșalul Paul von Hindenburg. Acesta fusese ales într-un prim mandat după decesul lui Ebert în februarie 1925. Von Hindenburg l-a înfrânt de data aceasta pe Adolf Hitler. În toamna aceluiași an au avut loc alegeri pentru Reichstag. Cele mai multe voturi au fost obținute de Partidul Nazist, 11,7 milioane. Pentru socialdemocrații au votat 7,2 milioane, iar pentru comuniști 5,9 milioane. Comuniștii nu au dorit să se coalizeze cu socialdemocrații, ceea ce a permis ascensiunea naziștilor. După anul 1930, Republica s-a transformat efectiv dintr-un sistem parlamentar într-unul prezidențial, președintele Hindenburg numind cabinete lipsite de majoritate parlamentară. În final, aceasta a netezit calea pentru ascensiunea național-socialismului. A contribuit, de asemenea, la numirea liderului partidului Adolf Hitler în postul de cancelar la 30 ianuarie 1933 și la suspendarea Constituției de la Weimar. Astfel, pe cale legală, la putere au venit în Germania forțele dictatoriale de extremă dreapta. Numirea lui Hitler s-a realizat și cu ajutorul lui von Papen, care a mediat o înțelegere între viitorul Führer și bancherul Schleicher. Marele patronat german s-a decis să-l sprijine pe dușmanul declarat al democrației în speranța de a-l putea manevra după voie și eventual a-l înlătura. În aceste condiții, Hindenburg i-a oferit postul de cancelar lui Hitler. Ajunși la putere, naziștii au luat măsuri pentru a-și consolida pozițiile. Ei dețineau în noul guvern doar 3 posturi inițial: Frich, ministru de interne, Göring, ministru fără portofoliu și Hitler însuși. Guvernul a fixat data alegerilor pentru 5 martie 1933. Naziștii au lansat un amalgam de promisiuni demagogice, dar atractive, angajându-se că nu vor înșela poporul, că doresc să lucreze pentru binele acestuia, vizând restabilirea unității spirituale a germanilor, reorganizarea economiei prin realizarea a 2 planuri a câte 4 ani fiecare: obligativitatea muncii, spațiu vital pentru colonizări, anularea reparațiilor și a tratatului de la Versailles, lupta împotriva comunismului și dezarmarea. Documentul nazist s-a încheiat cu apelul, citez: "Popor german, dă-ne timp de 4 ani și apoi judecă-ne." Hitler,
avea să sublinieze, citez, dați-ne 4 ani și desfințez șomajul, redau proprietatea de altă dată a agricultorilor, asigur dezvoltarea întreprinderilor. 4 ani de guvernare și Germania unită, bine înarmată, își va lua locul în fruntea națiunilor. Însuși Hitler a coordonat campania electorală, s-a implicat direct promovând o activitate alertă, demonstrată de discursurile ținute în mai multe orașe, de articole publicate și de interviuri acordate. În februarie 1933 a fost incendiată clădirea Reichstagului, fiind învinuiți comuniștii pentru a-i înlătura din competiția politică. A urmat interzicerea activității Partidului Comunist, Partidului Social-Democrat, a fost suspendată activitatea sindicatelor. Au fost curățate și rândurile Partidului Muncitoresc Național Socialist, fiind înlăturați cei care nu împărtășeau politica promovată de Führer. Desfășurat într-o atmosferă de teroare, de ciocniri violente între adversari, de arestări, scrutinul a adus victoria NSDAP-ului cu 43,9% din voturi, ceea ce a însemnat 288 de mandate. PSD a obținut 18,4% din voturi și 121 de mandate, iar comuniștii 12,3% și 81 de locuri în Parlament. La indicația Cominternului din martie-aprilie 1931, socialdemocrații au fost caracterizați drept social-fasciști, ceea ce a împiedicat unitatea stângii. Moscova a impus comuniștilor germani tactica sprijinirii național-socialiștilor pe considerentul că victoria nazismului ar favoriza apropierea victoriei comunismului prin declanșarea Revoluției Socialiste. Deputații noului Reichstag s-au reunit în prima ședință la 21 martie 1933 în Biserica Garnizoanei din Potsdam, ceremonie orchestrată de Goebbels. La 24 martie, Reichstagul i-a acordat lui Hitler puteri depline în domeniul politic, legislativ și constituțional prin așa numita lege de împuternicire. Deși Constituția de la Weimar n-a fost abrogată, noul act normativ a reprezentat, după aprobare, fundamentul constituțional al celui de-al treilea Reich. Trecerea la statul de tip nazist, ce a dus la distrugerea rămășițelor a ceea ce fusese odată o societate deschisă, liberă și pluralistă, a fost denumită Gleichschaltung, coordonare. În practica politică și administrativă, aceasta a însemnat nazificarea politicii și societății germane. Până în martie 1933 s-a impus landurilor să-și aleagă guverne naționale, în fruntea cărora au fost numiți oameni loiali regimului nazist. Prin legea din 7 aprilie asupra reorganizării administrative de stat, s-a prevăzut excluderea din funcția tuturor celor care nu erau agreați de guvern ori nu aveau sorginte ariană. Lichidarea sistemului pluralist a fost o altă preocupare imediată a naziștilor. Prin legea contraformării de noi partide din 14 iulie 1933 s-a stipulat la articolul 1 că în Germania, citez, există ca unic partid politic Partidul Național Socialist German al Muncitorilor. Am încheiat citatul. A urmat în decembrie 1933 legea pentru garantarea unității partidului și statului, care a însemnat un moment decisiv în direcția fuziunii dintre partid și stat. La baza contopirii a stat principiul conducătorului, Führerprinzip. După moartea președintelui von Hindenburg, funcția de cancelar și poziția de președinte au fost unificate. Prin decretul din 2 august 1934, Hitler și-a asigurat puteri depline, numindu-se Führer și Cancelar al Reichului.
La referendumul organizat la 19 august 1934 asupra noilor schimbări, din 45,5 milioane de votanți care s-au prezentat la urne, peste 38 de milioane au votat da. Noua realitate avea să fie exprimată în celebra formulă Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un popor, un stat, un conducător. Preocupat să canalizeze energiile poporului german către dezvoltare, Hitler a declarat într-un discurs ținut la 6 iulie 1933 în fața guvernatorilor Reichului încheierea procesului revoluționar. Din rândurile SA-ului, care număra 2,5 milioane de naziști fanatici, s-au lansat apeluri de continuare a acțiunilor revoluționare. Însuși liderul SA, Ernst Röhm, a opinat că era nevoie de a duce cât mai departe posibil Revoluția Național-Socialistă și a cerut integrarea armatei germane cu SA-ul și constituirea unei mari forțe armate dominate de cămășile brune. Aceasta l-a determinat pe Hitler să lichideze organizația și să-i elimine pe conducătorii acesteia. La 30 iunie 1934, în așa numita Noapte a cuțitelor lungi, Röhm și principalii săi colaboratori și-au pierdut viața. După unele estimări, numărul celor care au fost împușcați a fost de peste 400 de persoane. Regimul nazist a creat un sistem de poliție și unități paramilitare nemai întâlnit în istorie. Chiar din cea de-a doua zi, după venirea la putere, s-a decis extinderea razei de acțiune a Gestapo-ului, Geheimstadtpolizei, creat de Göring în Prusia. Gestapo-ul, poliția secretă de stat, nu s-a ocupat de infracțiuni sau activități criminale, ci mai degrabă de suprimarea oricăror idei politice independente, precum și de eliminarea tuturor celor care se opuneau regimului. După îndepărtarea SA-ului, SS-ul i-a luat locul. Folosit pentru menținerea ordinii și liniștii la manifestațiile de masă, atribuțiile SS-ului s-au lărgit printr-un ordin al Führerului pentru a acoperi asigurarea securității interne. Drept recompensă pentru rolul jucat în Noaptea cuțitelor lungi, SS-ul a fost ridicat la rangul de unitate independentă a partidului. Sub conducerea lui Himmler, efectivele sale au sporit de la 280 de membri înainte de preluarea puterii la 52.000 în 1933, pentru ca în anul 1939 corpul să numere 240.000 de oameni. Din voluntari SS s-au creat unitățile Cap de Mort și Waffen-SS. Spre sfârșitul războiului, efectivele au sporit la 40 de divizii, ceea ce a însemnat numeric 580.000 de militari. Hitler a permis SS-ului să se implice în afaceri de producție prin propriile firme, în ceea ce privește prelucrarea materiilor prime, producerea textilelor, armament și bunuri de larg consum. Selectați după criterii severe și riguroase în ceea ce privește calitățile fizice și psihice, îndoctrinați în spiritul ideologiei rasiste, al supraomului german și al fidelității absolute față de conducător, militarii încadrați în SS au devenit centrul de iradiere al așa zisei rase nordice pure. Pentru a deveni citeșul voiul celui mai bun sânge german, s-a acceptat pentru unii din membrii SS-ului, selectați și ei după anumite criterii, practicarea poligamiei controlate cu tinere germane alese, de asemenea conform unor instrucțiuni riguroase. În anul 1933 s-a constituit SD-ul ca serviciu de securitate și spionaj al partidului, a cărui conducere a fost încredințată lui Reinhard Heydrich.
Din dispoziția lui Himmler s-a creat în martie 1933 la Dachau primul lager de concentrare, urmat de altele în care au început să fie internați cei suspecți de acțiuni dăunătoare statului. Au fost create circa 50 de lagăre, aflate mai întâi sub controlul SA-ului. Cu excepția câtorva dintre ele, acestea au fost închise într-un final de Göring. După 1936, sub conducerea SS-ului, lagărele au fost redeschise. Prin metodele brutale aplicate adversarilor regimului, prin influența în domenii vitale ale societății și armatei, sistemul polițienesc a constituit elementul principal de represiune pe care s-a bazat regimul nazist. Un rol de mare importanță pentru naziști l-a avut și propaganda, pusă sub conducerea lui Joseph Goebbels. S-a constituit o puternică mașinărie de propagandă care acționa prin diferite mijloace, îndeoseb prin presă și radio. Regimul s-a preocupat să transforme radiofonia. Prin intermediul difuzoarelor instalate în locuri publice s-a pus în aplicare conceptul de audieri colective. Nici presa n-a fost neglijată, deși controlul ei s-a realizat ceva mai greu, întrucât numeroase publicații erau proprietate privată. Până în anul 1939, naziștii au reușit să își asigure controlul presei în proporție de peste două treimi. Filmul, muzica, literatura, arta și editurile au fost supuse de asemenea controlului statului. Regimul nazist a creat un nou ritual social vizibil, între altele, în salutul impus, Heil Hitler, în cântecul Horst Wessel, în organizarea demonstrațiilor și manifestărilor publice, în stabilirea unor noi zile în calendarul sărbătorilor oficiale. După preluarea puterii, abordarea problemelor economice de către naziști s-a schimbat. La 27 februarie 1934, Ministerul Economiei a fost autorizat să realizeze grupări economice pe ramuri de producție. S-au pus astfel, printr-o lege specială, bazele organizării corporatiste a economiei. S-au constituit 6 grupe, Reichsgruppen, mai importante, industrie, comerț, meșteșuguri, bănci, asigurări și energie. Cu toată această structurare, statul nazist nu a fost apreciat ca fiind unul de esență corporatistă. Controlul economic a fost realizat de stat prin intermediul Camerei Economice a Reichului și al celor 18 camere regionale. Rolul principal în coordonarea activității economice a revenit băncii Reichului și Ministerului Economiei, care au fost conduse vreme de mai mulți ani de Hjalmar Schacht. În septembrie 1934, Schacht a lansat noul plan, un program de măsuri economico-financiare pe care autorul îl numea New Deal-ul German. Prin aplicarea planului s-a urmărit îndeplinirea mai multor obiective, printre care echilibrarea balanței comerciale și valutare, depășirea dificultăților resimțite în materie de devize, realizarea alimentării populației și asigurarea materiilor prime necesare ramurilor industriale ce lucrau pentru înarmarea țării. Ca procedeu economic, Schacht a aplicat sistemul convențiilor bilaterale de comerț, schimbul bazat pe clearing, blocarea schimburilor valutare. Rezultatele aplicării programului nu s-au lăsat mult așteptate. În aproape 3 ani, Germania a reușit să înregistreze o creștere a producției globale de 49,5% în comparație cu 1933, șomajul a scăzut, iar surplusul comercial a fost în creștere. În cursul anului 1936 a apărut o criză economică determinată de deficitul bugetelor în balanța de plăți. Criza a fost însă depășită prin introducerea planului de 4 ani, anunțat de Hitler la 9 septembrie 1936 și coordonat de Hermann Göring.
Obiectivul esențial era pregătirea Germaniei în timp de 4 ani pentru declanșarea războiului. Prioritățile erau o creștere a producției agricole, perfecționarea sectoarelor cheie ale forței de muncă, reglementări guvernamentale asupra importurilor și exporturilor și, mai presus de toate, obținerea unei independențe economice în ceea ce privește materiile prime, precum petrolul, metalele și cauciucul. Beneficiarii afacerilor economice și comerciale au fost giganții industriei cărbunelui, oțelului și chimiei din Germania. IG Farben, care s-a ocupat de substituenți sintetici, și-a triplat profiturile de la 71 de milioane de mărci în 1935 la 240 de milioane de mărci în anul 1939. Göring a coordonat o mare societate publică pentru exploatarea minereurilor de fier și pentru produse metalurgice, care i-a adus mari profituri. Sectorul agricol s-au fixat ca sarcini hrănirea populației germane prin realizarea autarhiei în domeniul producției alimentare și a rentabilizării exploatărilor agricole. S-au făcut lucrări de îmbunătățiri funciare care au mărit suprafețele cultivate. Pentru a împiedica fărâmițarea proprietății rurale, s-au creat proprietăți inalienabile până la 125 de hectare, care puteau fi transmise ereditar numai primului născut. O a doua formă de organizare a fost așa numita corporație de hrană, realizată printr-un sistem de legi elaborată în cursul anului 1933, care organizau pe bază teritorială producția agricolă. Corporația de hrană era împărțită în 3 secțiuni. Secțiunea fermei, ce se ocupa de condițiile tehnice de producție, secțiunea personal, ce se interesa de problemele de personal, și secțiunea pieței, care, pe grupuri de produse, stabilea cantitățile ce trebuiau livrate și stocate, precum și prețurile. Succesele economice s-au reflectat și în plan social. Dacă în septembrie 1933 Germania înregistra încă circa 8 milioane de șomeri, în câțiva ani șomajul a fost aproape eradicat. Locul de muncă stabil și asigurarea salariului regulat au fost elemente care au determinat ca o mare parte a poporului german să accepte regimul nazist. Prin organizația Kraft durch Freude, forță prin bucurie, milioane de muncitori au fost antrenați în activități comune, excursii, întreceri sportive, petrecerea concediilor și a timpului liber. Sindicatele erau însă controlate de stat. Începând din 1933, muncitorii au fost obligați să se înregimenteze în frontul muncitoresc german, Deutsche Arbeitsfront, care a fixat condițiile de muncă. În general, salariile au crescut, iar săptămâna de lucru s-a mărit de la 43 de ore în 1933 la 47 de ore în 1939. În concepția lui Hitler, exprimată în lucrarea sa Mein Kampf, naziștii trebuiau să instaureze un stat rasist, al cărui scop suprem, citez, trebuia să fie acela de a veghea la păstrarea reprezentanților de rasă primară care răspândesc civilizația și care fac frumusețea și valoarea unei umanități superioare. Educația a vizat îndoctrinarea tineretului conform cu principiile național-socialismului. Printr-o lege din 1934, sistemul de educație a fost centralizat și pus sub controlul Ministerului Educației și Științei. O parte din cadrele didactice, cu un trecut politic necorespunzător, au fost îndepărtate. 97% din profesori au fost obligați să se înscrie în Liga Profesorilor Național-Socialiști. S-a pus accent mai mare pe educația fizică, pe studiul biologiei, limbii germane și a istoriei. Obiectivele urmărite prin noile planuri de învățământ erau de a întări sănătatea fizică a tinerilor, de a le insufla conștiința germanității, spiritul naționalist și marțial.
S-au creat diferite școli de elită destinate pregătirii celor mai buni tineri germani pentru viitoarele activități politice. Într-un manual de biologie nazist din 1942 se arăta, citez, am căzut de acord că toate creaturile, atât plante cât și animale, se află într-o bătălie continuă pentru supraviețuire. Plantele se strâng în zona unde au nevoie să crească. Fiecare plantă care eșuează în încercarea de a-și asigura suficient spațiu și lumină va muri cu certitudine. Fiecare animal care nu își asigură suficient teritoriu și nu-l străjuiește împotriva altor prădători sau căruia îi lipsește forța necesară și viteza sau prevederea și inteligența va cădea pradă inamicilor săi. Bătălia pentru existență este dificilă și fără milă, dar reprezintă singura cale de a menține viața. Această bătălie elimină orice este nepotrivit pentru viață și selectează orice este capabil să supraviețuiască, am încheiat citatul. Tineretul german a fost cuprins în patru organizații care au devenit instrumentele pe care regimul național-socialist le folosea pentru pregătirea acestora pe grupe de vârstă, prin activități fizice și de tip militar a băieților și prin sarcini domestice a fetelor. Hitler afirmase, dați-mi tineretul, iar Germania va domina lumea. Față de biserică, regimul nazist a adoptat la început o atitudine mai conciliantă. În 1933, Germania a semnat cu Vaticanul un concordat, prin care bisericii catolice i s-a asigurat libertatea activității. Treptat însă, prevederile acestuia au început să fie încălcate. Odată cu înființarea Ministerului Afacerilor Bisericești, s-au luat variate măsuri care au zdruncinat statutul bisericilor. S-au închis școlile confesionale, clerul a fost calomniat, numeroși preoți au fost arestați. În schimb, s-a cultivat un păgânism rasial și teutonic prin mișcarea credincioșilor germani. Pentru Hitler, creștinismul era invenția evreilor, iar ultima lucrare din viața lui avea să fie, după război, așa cum privea el lucrurile, rezolvarea problemei religioase. Naziștii au adus o nouă viziune asupra rolului femeii și familiei. În concepția lor, femeia trebuia să se dedice celor trei capa, Kinder, Küche, Kirche, copii, bucătărie, biserică. După preluarea puterii, au acționat pentru reducerea numărului femeilor angajate. După introducerea serviciului militar obligatoriu și mărirea efectivelor armate, regimul a fost nevoit să apeleze într-o măsură mai mare la forța de muncă feminină. Activitatea politică a femeilor a fost limitată, iar accesul la funcții politice interzis. Regimul a creat două organizații pentru femei, Femeile Național-Socialiste și Asociația Femeilor Germane, prin intermediul cărora a desfășurat programe culturale, educative și sociale. În concepția lui Hitler, cauza principală a prăbușirii Germaniei în timpul Primului Război Mondial a fost necunoașterea problemelor legate de rase și îndeosebia pericolului evreiesc. Dacă statul german trebuia construit pe principii rasiste, evreii trebuiau eliminați și exterminați mai întâi din Germania și ulterior din întreaga Europa. Politica antisemită a regimului nazist a trecut prin mai multe faze, de la proscriere la Holocaust. La 1 aprilie 1933 s-a trecut la boicotarea oficială a magazinelor evreiești și a profesiilor practicate de evrei. Peste câteva zile, evreii au început să fie excluși din funcțiile guvernamentale, iar prin alte legi s-a interzis practicarea unor profesii de către aceștia. Persecuțiile au determinat emigrarea în perioada 1933-1938 a aproximativ 150.000 de evrei,
dar majoritatea au rămas în Germania pentru a-și apăra proprietățile și sperând că acest val va trece. La 15 septembrie 1935 s-au adoptat legile rasiale de la Nuremberg, prin care evreii căpătau statutul juridic al unor elemente aparținând unei rase inferioare. Erau considerați cetățeni germani numai aceia de origine pur germană. Căsătoriile dintre evrei și cetățenii germani erau strict interzise. Anul 1938 a marcat o cotitură în abordarea problemei evreiești. La 9 noiembrie a avut loc așa numita Noapte de Cristal, în timpul căreia s-a trecut la distrugerea magazinelor și a caselor evreiești, precum și a sinagogilor. 100 de evrei au fost omorâți, iar 20.000 internați în lagăre. Persecuțiile antievreiești au căpătat caracter colectiv. Elevii evrei au fost dați afară din școli. Afacerile evreilor au fost lichidate, iar posesiunile acestora confiscate. Încă din luna ianuarie 1939, Hitler anunța că, în cazul declanșării războiului, se va trece la așa numita fază finală a problemei evreiești, referindu-se, desigur, la exterminarea evreilor din Europa. Germania avea o tradiție militară puternică, armata fiind în centrul vieții politice încă din epoca modernă. Elitele militare s-au bucurat de un statut social privilegiat. După numirea în funcția de cancelar, Hitler a continuat și intensificat înarmarea și pregătirea armatei. La 9 februarie 1933, Hitler a aprobat o lege prin care tinerii de 21 de ani erau obligați să îndeplinească serviciu militar timp de 12 luni. În primele 6 luni, recruții erau încadrați în armata de muncă, iar în celelalte luni se instruiau în batalioanele de asalt care, aparent, nu intrau în efectivele armatei. Jurământul militar a fost modificat, conținutul său obligându-i pe militar la ascultarea necondiționată față de Führer. Încă din primul an de guvernare a naziștilor, efectivele militare și bugetul destinat armatei au crescut spectaculos. În anul 1934, efectivele fixate de tratatul de la Versailles la 100.000 de militari au ajuns la 240.000 de oameni. Un moment decisiv în pregătirea Germaniei pentru război și înlăturarea stipulațiilor tratatului de la Versailles s-a consemnat la 16 martie 1935, când Hitler a dictat legea prin care s-a introdus sistemul militar obligatoriu. Actul normativ stipula de asemenea că armata avea 12 comandamente de corp de armată și 36 de divizii, ceea ce însemna o creștere a efectivelor la circa 4,5 milioane soldați. Decizia reintroducerii serviciului militar obligatoriu a provocat pe plan internațional reacții de protest, care au rămas însă la nivel formal. În schimb, presa germană s-a întrecut în articole elogioase la adresa politicii lui Hitler. Învățământul militar s-a reluat și reorganizat. S-au inaugurat 3 instituții de învățământ superior militar: Academia de Război, Academia Aviației de Război și Academia Tehnică de Aviație. Un alt succes remarcabil al lui Hitler, care a contribuit decisiv la înarmarea Germaniei, a fost semnarea la 18 iunie 1935 a acordului naval anglo-german. Germania a primit dreptul de a construi o flotă de 420.000 de tone față de 144.000 de tone cât prevedea tratatul de la Versailles. La scurt timp, guvernul german a edictat programul de construcții navale, care de altfel fusese conceput și aplicat înainte de semnarea acordului cu Anglia.
Introducerea serviciului militar obligatoriu, acordul naval anglo-german și alipirea zarului au fost cele trei mari evenimente de succes ale politicii faptului împlinit promovată de Hitler cu impact direct pe linia politicii de înarmare. O atenție specială s-a acordat programului de motorizare a armatei. Până la 1 septembrie 1939, câteva divizii au fost modernizate, căpătând o mare mobilitate, ceea ce le-a amplificat puterea de șoc. Îngrijorați de planurile de expansiune ale lui Hitler, feldmareșalul von Blomberg, ministru de război, și generalul von Frisch, comandantul suprem, și-au exprimat rezerve în ceea ce privește pregătirea militară a armatei în vederea realizării obiectivelor ambițioase stabilite de Hitler. În luna februarie 1938, cei doi au fost obligați să-și dea demisia, iar Hitler a preluat comanda forțelor armate. S-a creat Oberkommando der Wehrmacht, OKV, înaltul comandament al Wehrmachtului, condus de generalul Keitel, un fidel al lui Hitler. 16 generali au fost trecuți în rezervă, iar alți 44 mutați pe alte funcții. Câțiva generali nemulțumiți de politica lui Hitler au întocmit în vara anului 1938 un plan ce viza înlăturarea dictatorului, intenție nefinalizată însă. Obiectivul fundamental al politicii externe a Germaniei interbelice a fost revizuirea tratatului de la Versailles. Ceea ce departajează Republica de la Weimar de Germania nazistă au fost modalitățile prin care s-a urmărit realizarea acestei ținte. În prima etapă, 1918-1933, s-au manifestat două puncte de vedere. Pe de o parte, o așa numită aripă dură care s-a pronunțat vehement împotriva aplicării prevederilor tratatului de la Versailles. Cealaltă parte considera că Germania trebuia să adopte o politică de dezvoltare economică pe plan intern și de reconciliere pe plan extern. Se spera, prin aplicarea acestei linii politice, recâștigarea influenței țării în politica internațională și reformarea economiei prin colaborarea cu Antanta. Această politică de revizionism moderat a fost numită politica de realizări, artizanii ei fiind Josef Wirth, cancelar în perioada mai 1921-noiembrie 1922, și îndeosebi Gustav Stresemann, cancelar între august-noiembrie 1923, ministru de externe până în 1929, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, un abil om politic și diplomat. În concepția lui Stresemann, politica externă germană trebuia să rezolve trei probleme importante. Reparații într-o manieră acceptabilă pentru Germania, protejarea germanilor care locuiau în afara granițelor și, în al treilea rând, recuperarea Danzigului, a coridorului polonez, revizuirea graniței din Silezia Superioară și, în perspectivă, unirea cu Austria, Anschlussul. Pentru diplomația germană, problema prioritară în primii ani de după primul război mondial a fost scoaterea țării din izolarea internațională, în această direcție făcându-se câțiva pași semnificativi. La 6 mai 1921, Germania a încheiat cu Rusia Sovietică un acord comercial și financiar, ceea ce a însemnat recunoașterea publică a regimului bolșevic. Documentul a fost precedat de acorduri militare semnate între Berlin și Moscova la 17 aprilie 1919 și 25 martie 1921, care au creat cadrul unei colaborări profitabile între armatele celor două țări și în ceea ce privește producția de armament. A urmat semnarea tratatului de pace germano-american la 25 august 1921 la Berlin,
care reproducea clauzele principale ale tratatului de pace de la Versailles. Problematica economică internațională, dar mai ales dificultățile prin care treceau statele europene, au determinat convocarea conferinței de la Genova din 9 aprilie 1922, la care au fost invitate pentru prima dată Germania și Rusia sovietică. Gustav Stresemann a văzut în conferința de la Genova posibilitatea întăririi pozițiilor sale în problematica eludării clauzelor tratatului de la Versailles. Profitând de reuniune, delegațiile celor două țări paria ale sistemului internațional au semnat la 16 aprilie 1922 în vecinătate, la Rapallo, Convenția de Colaborare. Cele două state restabileau relațiile diplomatice și acordau clauza națiunii celei mai favorizate, renunțau reciproc la rambursarea datoriilor de război, consimțeau la o largă colaborare pentru ușurarea dificultăților economice. Tratatul era rezultatul concretizării tezei lui Wirth, conform căreia Germania ar putea avea un punct de sprijin în Rusia sovietică, cancelarul sublinind în Reichstag, citez, perfecta loialitate față de Reich, de care sovietele au dat întotdeauna dovadă. Cancelarul Stresemann a înscris ca punct principal pe agenda politice externe problematica reparațiilor, una dintre cele mai complexe și stresante pentru opinia publică și pentru politicienii germani. A abandonat tactica rezistenței pasive față de ocuparea Rurului și a reluat aplicarea vechiului principiu al politicii externe germane, Drang nach Osten, marșul către răsărit. A acționat însă prin neutralizarea politicii occidentale, îndeosebi a Franței față de Germania. Din ciocnirea intereselor Franței și Marii Britanii, dar mai ales prin sprijinul SUA față de rezolvarea problemelor economiei germane, s-a născut Planul Dawes, care a reprezentat pe termen scurt un real succes. Problemele financiare ale Germaniei au obținut o recunoaștere internațională, s-au primit fonduri pentru economia germană și s-a impus francezilor promisiunea de a se retrage din Ruhr. În perioada decembrie 1924-ianuarie 1925, diplomația germano-engleză a elaborat memorandumul privind securitatea pe Rin, lansat la 20 ianuarie 1925 și adresat Marii Britanii, Franței, Italiei și Belgiei. Germania era dispusă să accepte statu quo-ul în vest, refuzând categoric să recunoască frontierele în est, sperând încă la revizuiri. De aici se va naște pactul de la Locarno și spiritul de la Locarno. Planul Young a redus anuitățile Germaniei. Era un câștig, deși cercurile guvernamentale l-au socotit de la început drept o soluție provizorie și susceptibilă de revizuire, o etapă și nimic mai mult. După 1929, treptat, politica externă a Germaniei a căpătat o nuanță mai dură, care ulterior a culminat cu revizionismul și expansionismul agresiv al celui de-al treilea Reich. Hitler avertizase în Mein Kampf că misiunea național-socialistă era de a scoate poporul german din aria de locuit în care se aflase după primul război mondial și a-l conduce către noi teritorii, oprind marșul spre sudul și vestul Europei. Citez, ne vom îndrepta spre răsărit. Așa preciza Hitler, întrucât, spunea el, dacă vorbim astăzi de noi pământuri, noi nu ne putem gândi decât la Rusia și la țările limitrofe care depind de ea. După ce a fost numit cancelar, Hitler l-a menținut în postul de ministru de externe pe Constantin von Neurath, fapt ce sugera mai degrabă continuitate decât schimbare, întrucât prioritățile lui Hitler erau legate de consolidarea dictaturii,
Pe plan extern s-a stabilit pentru început cultivarea prieteniei cu Marea Britanie și Italia pentru a evita izolarea țării și a slăbi influența Franței. Motivând că la conferința pentru dezarmare nu se aduce Germaniei egalitatea în drepturi cu celelalte puteri la înarmare, Hitler a decis părăsirea lucrărilor și ieșirea din Societatea Națiunilor la sfârșitul anului 1933. Anii următori îi vor aduce lui Hitler succese diplomatice răsunătoare. S-a început cu realipirea regiunii Saar prin plebiscit pe care Germania l-a câștigat cu zdrobitorul procent de 90% în anul 1935. A urmat un nou succes, ocuparea zonei demilitarizate a Renaniei la 7 martie 1936, Berlinul acuzând Franța și URSS care, la 2 mai 1935, semnaseră un pact de garanții mutuale că urmăresc încercuirea Reichului. Diplomația germană urmărea astfel să dovedească că pactul de la Locarno era încălcat de către Franța și Marea Britanie, iar nu de Germania. Totuși, Hitler a propus reluarea negocierilor cu Franța și Belgia și semnarea unui pact de neagresiune pe 25 de ani, ce urma să fie garantat de Marea Britanie și Italia. Hitler mai propunea iscălirea unui pact aerian anglo-franco-german, iar vecinilor din Est semnarea unor tratate similare cu cele existente cu Polonia, precum și revenirea Germaniei în Societatea Națiunilor. Prin reocuparea zonei renane, Hitler a pus statele europene în fața unui nou fapt împlinit, Germania nazistă marcând un nou pas în subminarea tratatului de la Versailles și a acordurilor de la Locarno. Evenimentele internaționale au venit în sprijinul politicii externe promovate de Hitler. Intervenția militară a Germaniei și Italiei în războiul civil din Spania a apropiat și mai mult cele două țări. La 25 octombrie 1936, acestea au semnat un tratat de colaborare pe baza căruia s-a creat axa Berlin-Roma. A urmat iscălirea la 25 noiembrie 1936 de către aceleași țări a pactului anticomintern, la care a aderat la 6 noiembrie același an și Japonia, creându-se astfel axa Berlin-Roma-Tokyo. Un moment important și controversat în politica externă a Germaniei a avut loc la 5 noiembrie 1937. La acea dată s-a desfășurat o reuniune restrânsă la care au participat ministrul de externe von Neurath, ministrul de război von Blomberg și trei importanți comandanți, Fritsch, comandantul armatei terestre, Röder, comandantul marinei și Göring, comandantul aviației. La întâlnire a fost și colonelul Hosbach, aghiotantul Führerului, care a notat principalele idei exprimate de acesta. Hitler a prezentat cu acest prilej prioritățile imediate de politică externă. Prezentat public pentru prima dată la Nuremberg de către acuzatorii naziștilor implicați în proces, documentul a intrat în istorie sub mai multe denumiri, conferința Hosbach, protocolul Hosbach sau memorandumul Hosbach. Hitler a precizat că soluționarea problemei germane presupune cucerirea de teritorii în Europa. Ca obiective imediate a fixat încorporarea mai întâi a Austriei și apoi a Cehoslovaciei. Încorporarea Austriei era văzută ca prioritară, întrucât a estimat o minimă rezistență pe plan internațional, iar pe plan intern se aștepta la faptul că poporul german nu putea primi actul decât cu imens entuziasm, întrucât satisfăcea năzuințele naționale de unificare a lumii germanice. De aici s-a tras concluzia că acest document ar fi presupus o gândire a politicii externe a Reichului pe termen mai lung.
Cu toate acestea, o serie de istorici au negat această interpretare și au considerat că Hitler mai degrabă a avut în vedere o politică în etapă și s-a ghidat de oportunitățile oferite de moment. Pe 12 februarie 1938, cancelarul Austriei, Schuschnigg, a fost convocat de Hitler la reședința sa de la Berchtesgaden. Führerul i-a cerut imperativ să accepte numirea lui Seyss-Inquart ca ministru de interne și libertate deplină pentru naziștii austrieci. În cazul acceptării condițiilor, Hitler a precizat lui Schuschnigg că va garanta independența Austriei. La 20 februarie 1938, Hitler a afirmat în Reichstag decizia fermă, citez, de a aduce în cuprinsul hotarelor Reichului, sub oblăduirea sa, 10 milioane de germani, 7 milioane de austrieci și 3 milioane de germani din regiunea sudetă. Întrucât Schuschnigg a fixat un referendum prin care austriecii erau chemați să se pronunțe asupra independenței țării, iar estimările arătau că aceștia se vor pronunța pozitiv sau cel puțin nu se știa exact care va fi deznodământul, Hitler a ordonat invadarea Austriei. La 11 martie, trupele germane au trecut frontiera germano-austriacă, mărșăluind spre Viena. Sosit la Linz, la 12 martie, Hitler s-a îndreptat ulterior către Viena și a proclamat a doua zi oficial Anschlussul, aprobat de 98% din populația Germaniei. Anschlussul a reprezentat un triumf spectaculos al politicii externe a lui Hitler. Balanța geostrategică în Europa Centrală s-a modificat brusc în favoarea Germaniei. Pentru subminarea statului ceoslovac, Hitler a pus la cale, prin Partidul Sudet German Nazist, agitații printre cei care locuiau în regiunea sudetă. Când criza din această regiune a atins, în luna septembrie 1938, punctul culminant, trupele germane și ceoslovace fiind masate la frontieră, Hitler a hotărât soluția diplomatică, insistând însă asupra pericolului pe care îl reprezenta Ceoslovacia în forma în care se afla. Sub presiune internațională s-a ajuns la conferința de la München, la care au participat Hitler, Mussolini, Chamberlain și Daladier. Acordul semnat la 29 septembrie 1938 preciza că cele patru state, citez, ținând cont de angajamentele deja realizate în principiu pentru cedarea către Germania a teritoriilor germanilor din Sudet, încheia citatul, au convenit asupra aspectelor tehnice ale transferului. Începând cu 1 octombrie, trupele germane au trecut la ocuparea regiunii sudete. La 30 septembrie 1938, Hitler și Chamberlain au convenit să dea publicității o declarație, demers și text salutat și acceptat cu entuziasm de Hitler. O declarație de neagresiune a fost semnată și cu Franța la 6 decembrie 1938, documentul fiind denumit Bonne-Ribbentrop. Acordurile de la München au adus Germaniei, pe lângă avantaje economice, și noi consolidări strategice. Cu toate acestea, Führerul nu a abandonat ideea distrugerii totale a statului ceoslovac. La 2 noiembrie 1938, la Viena, Germania și Italia au impus primul arbitraj sau dictat prin care 12.000 de kilometri pătrați cu peste 1 milion de locuitori au fost atribuiți Ungariei. La începutul anului 1939, profitând de criza internă din Ceoslovacia, Hitler a decis desființarea definitivă a vecinului estic. Profitând de mișcarea autonomistă slovacă a monseniorului Iosef Tiso, Hitler l-a convocat la 14 martie 1939 pe președintele Ceoslovaciei, Hacha, cerându-i să solicite ajutorul trupelor germane, altfel amenințând că va distruge Praga. Formațiunile militare germane au ocupat la 15 martie Cehia.
Slovacia, proclamată formal independentă, a devenit un satelit al Germaniei, iar Boemia și Moravia au fost incluse de Hitler într-un protectorat subordonat în totalitate Reichului. Ulterior, Hitler și-a întors atenția către Polonia. La 21 martie a revendicat ultimativ anexarea Danzigului, Gdanskul, și dreptul de extrateritorialitate pentru o cale ferată și una rutieră ce trebuiau să lege orașul de Prusia Orientală, prin așa numitul Coridor Polonez. Criza poloneză era astfel declanșată. La 22 martie, trupele germane au ocupat portul lituanian Memel, azi Klaipeda. Un nou pas în strângerea relațiilor dintre Germania și Italia s-a consemnat la 22 mai 1939, când Ribbentrop și Ciano, miniștrii de externe ai celor două state, au semnat Pactul de Oțel, un tratat de alianță militară germano-italian prin care cele două țări se angajau, după cum se preciza în preambul, citez, să acționeze de comun acord și să-și unească forțele pentru a-și dobândi spațiul lor vital și pentru a apăra pacea. Refuzul Poloniei de a se conforma cererilor Berlinului l-a determinat pe Hitler să încerce rezolvarea problemei pe cale militară. La 3 aprilie 1939 a ordonat pregătirea planului de ocupare a Poloniei. A urmat denunțarea la 27 aprilie a acordului naval cu Marea Britanie și a pactului de neagresiune semnat cu Polonia la 26 ianuarie 1934. Agresiunea împotriva Poloniei putea produce reacții majore în plan internațional, motiv pentru care Hitler a găsit de cuvință să reia contactele directe cu URSS, cu atât mai mult cu cât negocierile anglo-franco-sovietice intraseră în impas. La 20 august 1939 s-a semnat Convenția Germano-Sovietică pentru Credit și Comerț. Pasul următor l-a constituit acordul politic, inițiativa aparținând părții germane, după cum reiese din dispozițiile transmise de Ribbentrop ambasadorului Germaniei la Moscova, contele von der Schulenburg. La 23 august 1939, la Kremlin, în prezența lui Stalin, Ribbentrop și Molotov au semnat pe o durată de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire, Tratatul de Neagresiune și anexa sa secretă. Documentul a intrat în istorie sub numele de Pactul Ribbentrop-Molotov sau Pactul Molotov-Ribbentrop. În primul document ce a fost dat publicității, părțile contractante, citez, se angajau să se abțină de la orice violență, de la orice acțiune agresivă una contra celeilalte. În cazul în care una dintre părți era antrenată în război, cealaltă nu acorda sprijin inamicilor partenerului, de asemenea se angaja să nu participe la nicio coaliție îndreptată contra celeilalte părți, să se consulte, iar problemele litigioase să le rezolve prin arbitraj. Protocolul secret rezultat în urma unor convorbiri strict confidențiale a realizat împărțirea zonelor de interes în Europa răsăriteană. Hitler și-a intensificat pregătirile pentru declanșarea operațiunilor militare de invadare a Poloniei. Soarta Europei de răsărit părea pecetluită. La 22 august 1939, la vila lui Hitler, Adelhorst, cuibul vulturilor din localitatea Obersalzberg, Führerul a avut o întâlnire cu cei mai importanți comandanți militari, un total de 40 de ofițeri superiori și generali, printre care s-au aflat Wilhelm Keitel, Alfred Jodl și Wilhelm Canaris. Hitler a făcut o analiză politică și militară și a precizat că Polonia trebuia lovită fără milă. Le-a precizat comandanților că vor sărbători victoria la Varșovia. Data atacului era 26 august 1939, ora 4:40. Ulterior,
data operațiunilor va fi stabilită pentru 1 septembrie 1939.